Violență în familie, pe cine ați agresat și cum s-a întâmplat infracțiunea? A fost o ceartă între mine și mama mea, care s-a, spunem așa, s-a luat de la o, petrecere care o avea. Eu eram în vecinătate, ascultam muzică tare, unde s-a apropiat mama și mi-a zis să dau muzica mai încet, că bunica nu de mult a decedat și ține doliu și așa mai departe. La ce eu n-am reacționat, mama m-a lovit, la ce eu am plecat o lovitură cu capul, unde a căzut și s-a lovit cu nasul. Din aceea mi-a apucat cu metru de la mama, așa zicem, a anunțat cu ambulanța și poliția. Și a venit, m-au încătușat, m-au luat la comisariatul din raionul Sângerei. Știu, o perioadă de 4 ceasuri de vreme mi-a dat mandatul să nu părăsesc țara și mi-a dat drumul acasă. Și să nu mă apropie de gospodăria mamei de un termen de 3 luni. Restricții, v-am spus. Restricții, da. La ce eu am plecat la lucru, în municipiul Bălți, mă ocupam cu tencuiala, cum să spunem. Că am profesie de tencuitor și încă două alături de este. Și mă ocupam cu tencuiala. La ce anchetatorul m-a sunat odată, eu i-am răspuns și am zis că nu am timp, când mă eliberez, am să vin. A doua zi iar m-a sunat și i-am spus că am să vin mâine. La ce, cum am zis, m-am pornit. Am ajuns acasă, m-am schimbat, m-am băit. La moment când ieșem din gospodărie, a venit reprezentanții din comisariatul de poliție și m-au luat. La ce când am ajuns la închetător, dar m-a anunțat că procurorul a dat mandat de arest. M-au ținut 72 de ore, după aceea am fost la instanța de judecată, mi-a dat 30 de zile și am fost escortat în penitenciarul numărul 11 Bălți. Pe o perioadă de 7 luni am stat în penitenciarul, m-a escortat la sud, îmi dădea 30 de zile și înapoi. Am reacționat reflectiv și am aplicat o lovitură. La ce mi-am dat seama că am făcut o greșeală, mi-am cerut scuză, la ce mama și instanța de judecată a spus că într-adevăr m-a provocat la așa, la așa acțiuni, dar tot eu mă consider vinovat din motivul că este mama, m-a dat pe fața pământului, trebuie să aibă un sprijin oșucare de la mine și pentru acest motiv regret foarte mult de cele întâmplate. Cum a fost relația cu mama până la evenimentele astea? Adică aveați o relație deschisă, am trăit în familie, n-am dus dorul de nimic, așa zis. Să zicem că mi-a fost ceva din viață care un copil să aibă și eu să nu am, așa ceva n-a fost. Mama a fost pe perioada sovietică a fost încadrat în câmpul muncii ca judecător. Tata a lucrat în municipiul Bălți ca polițist. După aceea a lipadat și a început a ambla amândoi piște hotare. Mult timp am petrecut cu părinții mamei, care ei m-au aranjat pe calea cea bună, să fiu un om cultural, să nu aplic violența fizică împotriva altor persoane. Dar credeți că ceva s-a întâmplat undeva, ceva n-a mers bine? Unde credeți că ați început să mergeți pe picior greșit? Am început să comunic cu prieteni care nu erau de seama mea, erau mai mari una, și unii ei îmi spuneau că așa se face, așa, și de la asta s-a luat tot. Haide să încercăm consumul alcool ca să odată n-ați fi bă nimic. Și
de la asta și s-a luat tot. Da, cu părinții voi mai certați din când în când, iată, până la asta? Da, adică... a fost așa, nu că eu mă certam, mă certau pe mine că făcem greșeli în viață, ca orice părinte, cum să zici, că nu este drept când părintele, când face copilul părintele o greșeală, o șcare și părintele n-a reacționează, asta este greșeală părintelui, să poate, dar mine întotdeauna mă, și unii greșem, mă corectau, mă îndrumau, cum să zice. Aveți acum o relație cu mama, da, și cu bună, tată bună, deci vă, da, vizitează, mă vizitează și mama și sora, fratele, tata. Credeți că e importantă susținerea familiei? Da, este foarte importantă. În perioada asta? Nu fost părinți, credeam că nu avem să am puterea de a mă ține în așa locuri. Poate de evita toate acestea. Da, părintele îți spune, îți spune, ascultă, întoarce, chiar și dacă tu nu ești drept, tu ești drept. Părintele dacă spune, trebuie să asculți, în primul și în primul rând, trebuie să asculți. Peste o perioadă oricare de timp, să vorbești cu tonuri reduse, să așează, să vorbești. Apar așa întrebări, este psihiatru, este psiholog, se poate de adresat la el. Foarte mult ajută toate acestea. Fiind aici după grație, ați avut, da, am trecut program psihologic bine, foarte bine, se poate de zis. Sper că să ies și eu înainte de termen, că amu cât părinții sunt în viață, să aibă sprijinul din partea mea, dar când am nas și în viață, dar atunci... Ce garanții sunt că nu o să mai comiteți așa infracțiuni? Credeți-mă, pe parcursul cât am stat eu și cât am văzut în locurile de detenție, cât murdărie și cât nedreptate, așa să spunem. Eu cred că toate acestea mi-au fost de învățătură și cred că mai mult n-a să calc pe aceste drumuri.